Ministerul Afacerilor Externe a informat sâmbătă că România a ridicat nivelul de alertă în Ucraina la culoarea vișinie, respectiv manifestați atenție deosebită. Acesta este penultimul nivel de alertă, ultimul fiind părăsiți imediat țara. În contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Mării Negre, Ministerul Afacerilor Externe recomandă puternic cetățenilor români evitarea oricărei deplasări în Ucraina și manifestarea unei atenții deosebite. De asemenea, MAE sfătuiește cetățenii români, inclusiv reprezentanții mass media, să fie vigilenți, să evite aglomerările mari de oameni, să se informeze permanent din surse sigure și să își ajusteze prompt planurile de călătorie în funcție de situația de securitate din zonă. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se află în Ucraina să manifeste atenție sporită și să respecte reglementările stabilite de autoritățile ucrainiene. Totodată, MAE recomandă cetățenilor români aflați pe teritoriul Ucrainei să reevalueze necesitatea de a rămâne pe teritoriul acestui stat. Este mesajul publicat pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii instituției recomandă ferm evitarea deplasărilor în peninsula Crimeea și în zona de est a Ucrainei, respectiv în regiunea Donețk și Lugansk, precum și în zona de frontieră a Ucrainei cu Federația Rusă și Belarus, reamintind că situația de securitate se menține tensionată.